Spectatorilor. Marius este o fire ambițioasă și lucrează și acasă, dar și cu doamna Camelia și își dorește foarte mult să fie pe scenă și să știți că face eforturi mari să ajungă de fiecare dată și la repetiții, dar și la spectacole. Asta înseamnă să îți dorești cu adevărat să fii artist. Îl ascultăm pe Marius Băcănaru. Mulțumesc.